A fost o săptămână destul de intensă, cel puțin pentru mine. Până a fost greu până m-am acomodat un pic cu noul sistem, dar încercăm să facem față și să pregătim cât mai bine meciul pentru Argentina. Așa cum spuneam, a fost destul de grea, am lipsit 2 ani. Încerc să mă acomodez și să fac față noilor antrenamente și să pun numărul cât pot eu la calificarea la Cupa Mondială. Ai revenit practic pentru două meciuri foarte puternice. Ce înseamnă pentru tine? Înseamnă foarte mult, pentru că nu fiecare zi ai ocazia să joci cu o echipă de nivel mondial, primele 9 în lume. Sperăm să o facem cât mai bine și să fie totul ok. Ce înseamnă să jucați aceste meciuri tari? Înseamnă foarte mult. Au trecut 3 ani de când n-am mai jucat pe Arcul Triunf. Ne bucurăm că revenim acasă, casa Ruibului. Și sperăm să fie cât mai mulți spectatori la acest meci și să dăm totul și să fie un meci frumos, plăcut ochiului.